Salutare, numele meu este Cristian și astăzi, după cum bine ați văzut și în titlul videoclipului, am să vă povestesc despre primul meu vlog și despre niște sfaturi pe care vi le pot da. Haideți să trecem la treabă! În primul rând, haideți să vă explic de ce m-am apucat eu de vlogging. Nu e prima dată când fac asta, am mai făcut asta acum 4-5 ani, să zic, și nu am mers tocmai bine atunci, deoarece nu aveam destul experiență, nu știam despre ce să vorbesc, nu știam unde se va îndrepta canalul meu pe viitor, așa că am renunțat. Între timp m-am apucat de alte canale de YouTube, cum ar fi un canal de gaming, altul de muzică, unele am mers, unele nu. Și acum, după câțiva ani de documentare, am zis să reîncep din nou și să împărtășesc cu voi niște chestii de bază pe care eu le-am învățat și singur și de la anumiți vloguri. Începe cu sfatul numărul 1. Tu ești contentul. Tu ești personajul principal în ceea ce privește conținutul tău de pe YouTube. Uite care e chestia cu vloggingul. Nu există un tutorial, nu există un ghid sau nu există vreo carte care te poate învăța cum să faci chestia asta. Tu pur și simplu trebuie să spui o cameră în fața ta și să vorbești cât mai deschis cu publicul. Deci treaba asta depinde doar de tine și de vibe-ul tău, de personalitatea ta, de carisma ta, pentru că astea sunt niște lucruri foarte importante. Sunt unele dintre cele mai importante lucruri când vine vorba de a filma. Deci, într-o mică concluzie, practic tu ești povestea. Sfatul numărul 2. Nu trebuie să te intereseze vizualizările. Nu la început. Și eu am avut problema asta acum câțiva ani. Pur și simplu când urcam un videoclip pe YouTube, se întâmpla undeva seara, mă puneam la culcare și nu puteam să dorm, eram foarte liniștit pentru că eram foarte curios, băi, câte vizualizări a făcut, oare a făcut vreo 50, 60, 100, 200 și chestia asta mă neliniștea. Deci pur și simplu stăteam și mă gândeam și a doua zi când vedeam că deschideam ăsta YouTube-ul și vedeam că am de-abia 90 vizualizări, mă făcea să mă simt nașpa și parcă nu mai vreau să continui și îmi dădea oarecum bătăi de cap, deoarece nici eu nu știam ce vreau și ce nu. Acum, când vine vorba de vizualizări, trebuie să le verifici undeva săptămânal sau dacă nu chiar lunar, pentru că doar așa poți vedea dacă contentul tău este ok, este la locul potrivit și reușește să adune vizualizări. Acum să trecem la sfatul numărul 3. Fă pentru un motiv bun. Deoarece multă lume, până și eu la început, acum câțiva ani, da, am vrut să fac asta pentru bani. Și când mi-am dat seama că de fapt nu pot să fac chestia asta, deoarece sunt la început și trebuie să ai ceva, vreo 3-4 ani experiență în vlogging, ca să poți, și în YouTube, ca să poți să faci bani din chestia asta. Adică trebuie să investești niște timp și chiar și niște bani. Ai o viață activă, îți faci să te distrezi, trebuie să pui chestia asta într-un vlog și trebuie să te simți bine, în primul rând. Dacă cu timpul lumea apreciază ce faci și reușești să faci multe vizualizări, mulți subscriberi, atunci da, poți să scoți bani din vlogging. Dar până atunci nu, până atunci trebuie doar să te simți bine în ceea ce faci și să te distrezi. Asta e toată chestia. Dar nu trebuie să uiți că trebuie să investești niște timp și de ce nu și niște bani. Pentru că dacă, cum am spus, canalul tău crește, atunci așteptările sunt mult mai mari de la subscriber și tu o să vrei să faci content mult mai bun. Asta include o cameră mult mai bună, un microfon mult mai bun, accesorii în primul rând. Acum să trecem la sfatul numărul 4. Nu ai nevoie de un setup profesional, să sară chestia asta din cap, cel puțin nu la început. Deci nu ai nevoie de o cameră de ultimă generație, un microfon foarte scump, lumini profesionale și multe chestii. După cum poți vedea și tu, majoritatea vloggerilor din România și nu doar încă se filmează din camera lor cu o cameră de buget și adică și eu în momentul ăsta nu am o cameră foarte scumpă, adică am o cameră de buget și e tot ce trebuie deocamdată. Când va crește și canalul meu, atunci da, o să investesc mult mai mult în vlogging. Dar până atunci mă mulțumesc cu atât. Și am ajuns la sfatul numărul 5. Acum, o chestie foarte importantă când vine vorba de vlogging. Thumbnail-ul și titlul. Deci astea sunt niște lucruri esențiale. Deci dacă nu ai un thumbnail bun și un titlu bun care să potrivească
pentru conținutul videoclipului pe care tu l-ai postat, e zero. Nu o să atragi pe nimeni, nu o să faci vizualizări, nu o să faci subscriber, în niciun caz. Deci trebuie să lucrezi foarte mult la partea de thumbnail și titlu. Sunt foarte multe tutoriale pe YouTube despre cum să îți găsești thumbnail-ul potrivit, cum să găsești titlul potrivit pentru vlogul tău, dar sunt lucruri pe care eu nu le-am accesat și nici mă interesează, deoarece eu cred că ceea ce fac e bine în ceea ce privește thumbnail-ul și titlul. Adică chestia asta trebuie să vină natural. De exemplu, dacă tu vorbești despre noua ta mașină și filmezi despre cum arată, ce genți are, ce motorizare, faci un test drive eventual și cam asta e. Asta trebuie să conțină thumbnail-ul tău, adică o poză cu mașina sau ceva de genul, e foarte simplu, foarte ok, și titlul trebuie să conțină exact despre ce este vorba în acel videoclip. Dacă tu ți-ai cumpărat noua mașină și titlul tău e a făcut accident cu noua mașină și de fapt doar te plimbi în ea și mai făcut niciun accident, automat cel care vizionează videoclipul își dă seama, probabil închide și nu o să se mai uite la alt videoclip de-al tău deoarece ai mințit și e nașpa. Ok, cam asta am avut de zis în ceea ce privește vlogul de azi. Dacă ești la început, la fel ca și mine, sau vrei să începi, sper că te-am ajutat cu aceste sfaturi și dacă ai ajuns până în acest punct al videoclipului, îți mulțumesc că mă susții, înseamnă că te-am captivat oarecum și sper să ții cont de aceste sfaturi. Până data viitoare, pa!